Salut, sunt Robert și astăzi m-am gândit să vă arăt o rețetă de tort doboș. Și înainte să întrebați, nu e rețeta originală. Dacă vreți rețeta originală de tort doboș, nu știu, o găsiți pe Savoruri Urbane sau vreun site din ăsta. Eu am altă rețetă pe care o consider mai bună și pe asta o să vă arăt astăzi. Înainte să începem, o să vă rog să nu dați click nici pe like, nici pe subscribe, nici pe nimic, doar să fiți atenți la detaliile din rețetă. Și dacă vreți doar rețeta, nu vă țin aici hostate și să-mi vedeți fața neapărat, sub butonul de like, în descrierea videoului, o să găsiți un link către rețeta scrisă de pe site-ul meu. Puteți să mergeți direct acolo, luați rețeta scrisă și nu mai trebuie să vă uitați la video. Dacă vreți să vedeți și video, continuați să vă uitați. În video dau puțin mai multe detalii și trucuri. Rețeta scrisă e minimul necesar ca să faceți tortul ăsta. Bun. O să începem cu crema pentru că de fapt crema e compusă din două creme și amândouă trebuie să se răcească și asta durează puțin mai mult. Foile de blat se răcesc foarte repede. Deci o să începem cu crema. Și prima jumătate din cremă este o cremă fiartă de cacao. Am pus într-un bol 10 grame de cacao, 10 grame de amidon și 40 de grame de zahăr și le-am amestecat și o să torn peste ele 100 ml de lapte pe care l-am încălzit, dar nu o să torn tot laptele deodată, torn câte puțin și amestec să se formeze întâi o pastă și o să diluez ușor-ușor pasta și în felul ăsta evit să se formeze cocoloașe din cauza cacao-ei, mă rog. Nu știu de ce când încep să filmez de fiecare dată încep și turul, așa de parcă aș vrea să zic toate lucrurile într-un singur minut la început. Mă scuzați, am observat în ultima vreme că am tendința să vorbesc prea mult. Ok, am dizolvat cacaoa și amidonul și acum o să torn compoziția peste două gălbenușuri de ou. Mă folosesc de restul laptelui să clătesc cumva bolul ca să nu îmi rămân acolo jumate din cacao. Ok, și acum pe foc mediu, amestecând continuu, o să fierb crema până se îngroașă foarte bine și începe să facă bule. Foarte important să amestecați continuu și mai ales marginile sau colțurile oalei, unde partea de sus se întâlnește cu fundul oalei, pentru că acolo de obicei se prinde. Crema e gata, s-a îngroșat și acum cât este încă fierbinte, o să adaug 90 de grame de ciocolată, eu am calete din astea de ciocolată care sunt destul de mici, o să le adaug direct așa. Dacă folosiți tabletă de ciocolată, mărunțiți-o cu un cuțit înainte. Deci 90 de grame de ciocolată neagră, 45% cacao, 54%, mă scuzați. Și amestec bine. Iar după ce ciocolata s-a topit, adaug 50 de grame de unt mai moale, nu foarte rece și iarăși amestec foarte bine. Dacă se taie crema, înseamnă că untul a fost prea moale și s-a topit prea repede și crema n-a reușit să integreze toată grăsimea din unt. Nu e nicio problemă, puneți-o puțin la frigider să se întărească la loc untul pe care l-ați pus și
amestecat și o să revină. Ideea e că e o cremă foarte grasă. Avem untul, avem în primul rând gălbenușele care au grăsime, avem untul de cacao din ciocolată, avem untul pe care tocmai l-am adăugat și de asta există riscul să se taie. Bun, prima jumătate din cremă este gata, o să o scot într-un bol separat, o să o acopăr cu folie alimentară ca să nu facă poșghiță deasupra și o las să se răcească complet. Am zis că dacă stați să vă uitați la video, vă mai zic niște trucuri. Când puneți folia alimentară peste cremă, nu o întindeți peste bol, pentru că crema fiind caldă și în camera în care o țineți, cu siguranță e mai rece, se formează condens pe folie și picură apă în cremă. Deci lipiți folia de suprafața cremei. Ok, a doua jumătate din cremă este de fapt un ganaș de ciocolată, 100 de grame de ciocolată neagră 55%, 100 de grame de frișcă, le-am pus într-un ibric, am pus pe baie de aburi sau într-un bol cu apă caldă, le-am topit și am făcut un ganaș de ciocolată și acum ambele creme vor trebui să se răcească și asta înseamnă să stea câteva ore la temperatura camerei. Nu vă recomand să le băgați la frigider pentru că se răcesc prea tare și vor fi foarte tari. Nu le veți putea folosi. Să trecem la blaturi și rețeta mea folosește 8 blaturi pentru că îmi place ca torturile mele să fie puțin mai înalte. Tortul meu o să aibă 15 cm în diametru, o să fie 7 blaturi în tort și al 8-lea deasupra cu zahăr ars. Pentru asta o să folosesc albușul și gălbenușul de la 2 ouă și primul pas este să spumăm albușul bine de tot. Începem cu albușul pentru că dacă mixăm întâi gălbenușul și intră grăsime în albuș, nu se mai spumează. Bun, acum o să facem același lucru cu gălbenușurile, o să începem să le spumăm și adăugăm 50 de grame de zahăr, ușor, ușor, până gălbenușurile se spumează și se deschid destul de bine la culoare. După ce am spumat bine gălbenușurile, adaug 32 de grame de făină și mixez la viteză mică ca să nu prăști făina peste tot, doar până se integrează făina. Și după aia integrăm albușul în amestecul de gălbenuș și făină, câte puțin, așa, nu știu, în 3 etape să zicem, și amestecăm ușor să pierdem cât mai puțin din spumă. Din cantitățile astea îmi vor ieși 4 blaturi de 15 cm și eu le coc pe fundul unor tăvi din astea cu inel. Dacă nu aveți așa, puteți pur și simplu să coaceți o foaie mare și să decupați ori cercuri, ori să o tăiați în pătrate, cum vă e mai ușor. Eu am 4 din astea și așa că le folosesc. O să coc blaturile la 180 de grade, cam 10-12 minute, până sunt rumenite destul de bine deasupra. O să le scot și o să fac încă 4 și le las pe toate să se răcească. Blaturile sunt gata. Ca să nu se usuce blaturile până vă apucați de făcut tortul, acoperiți-le cu ceva. Eu pun de obicei un bol din ăsta invers peste ele și se mențin foarte proaspete. Unde să pun asta? Îl pun aici. Ok, cremele s-au răcit și ele, sau mă rog, au ajuns la temperatura camerei și acum o să combin cremele, pun ganașul de ciocolată peste crema fiartă
După care o să le mixez și o să vedeți că se aerează și se crește crema în volum și se deschide la culoare. Devine mai pufoasă. Super. A crescut foarte mult în volum și s-a deschis la culoare, arată foarte bine. Și acum o să ne apucăm să asamblăm tortul. Una dintre foi o păstrăm, o să punem zahăr ars pe ea. Alegeți una dintre foi care arată cel mai bine și restul o să le folosim în interior. Pur și simplu punem hai că le iau invers. Punem o foaie și o să punem cam 50 de grame de cremă pe fiecare foaie. Dacă crema își mai pierde puțin din volum, puteți să o mai mixați puțin între timp. Ok. Am umplut tortul, restul de cremă îl vom folosi pentru a acoperi. Aici, clasic. Întâi deasupra, urmă pe margini, știți voi. Dacă nu sunteți foarte pricepuți, să zicem, la îmbrăcarea unui tort în cremă, vă las aici, în partea voastră dreaptă, a mea stângă, sus, un link către un video, cum se îmbracă un tort în cremă. Nu e foarte greu. O să punem tortul puțin la frigider să se întărească și până atunci o să ne ocupăm de foaia cu zahăr ars pe care o să o punem deasupra. Pentru foaia acoperită cu zahăr ars o să topim 100 de grame de zahăr și o să turnăm deasupra și o să tăiem foaia în 8 folosind un cuțit. Ca să nu se lipească zahărul de cuțit trebuie să trecem cuțitul prin unt. Și pentru mine cea mai ușoară metodă e așa, să am un bloc de unt prin care trec cuțitul și rămâne unt pe cuțit și pot cresta ușor. Să-i dăm drum. Așa am văzut eu acum că se face mai nou gesturile astea la... Să-i dăm drum. O să folosesc o spatulă de silicon ca să amestec în zahăr să nu mi se lipească zahărul. Bun, zahărul s-a topit. O să-l las foarte puțin să se răcorească câteva secunde și o să-l torn deasupra și încerc cu spatula de silicon să-l întind uniform peste tot blatul până pe margine. Am dat pe lângă, nu e nicio problemă. Lăsăm puțin să se răcorească pentru că când e fierbinte e moale și o să curgă. Când se răcește, evident, se întărește. Și până atunci trec cuțitul prin unt. Cum îmi place mie să fac este să testez puțin, las o crestătură și văd cât de repede se închide crestătura. Dacă crestătura pe care o fac rezistă, înseamnă că pot să continui și să tai. Văd că rezistă destul de bine, deci acum o să încep să crestez blatul și, cum am zis, o să-l tai în 8. După fiecare tăietură, trec iarăși cuțitul prin
prin unde. Mai avem un singur pas, să punem blatul cu zahăr ars deasupra, dar mie nu-mi place cum arată marginea asta la blatul cu zahăr ars și dacă păstrăm totul ceva mai mult timp, blatul ăsta de pe margine tinde să se usuce și să se formițeze și se umple pe acolo de firmituri, așa că ce-mi place mie să fac este să ung marginile astea cu ciocolată. Și am topit pur și simplu un pic de ciocolată și am pus aici pe foaia asta de copt și o să trec blatul cu marginea prin ciocolată ca să sigilez cumva aici. Și ca să mă asigur că blatul de deasupra face priză bună cu restul tortului. Am făcut iarăși un pic de ganaș de ciocolată, jumate frișcă, jumătate ciocolată topite împreună pe baie de aburi și o să ung un strat foarte subțire deasupra, strat de care blatul se va lipi și contactul între blat și restul tortului va fi bun. Pentru că altfel ultimul blat ăsta cu zahăr ars tinde să zboare de pe tort sau când tai felia să se desprindă și nu-mi place chestia asta. Și le așez exact în aceeași ordine în care le-am pus aici. Asta e rețeta mea de tort Doboș. Recomandarea e să îl serviți la temperatura camerei, deci dacă îl țineți la frigider, să-l scoateți, nu știu, chiar și cu 2-3 ore înainte de a-l servi, ca să se încălzească, fiind un tort cu ciocolată, crema asta de ciocolată se întărește destul de tare și nu mai e atât de bună când e rece și tare, deci o oră, 2-3 ore înainte de a-l consuma, scoateți-l ca să se încălzească. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc susținătorilor de pe Patreon și membrilor canalului de pe YouTube pentru tot sprijinul. La mulți ani, că e anul nou. Ne vedem la următoarea rețetă. Pa, pa!